deci dacă salata stă de băf 3 zile în frigider, da, ouăle 3 zile, 4 zile, le prăjești pe toate și le mănânci. Și cozonacul la fel îl prăjești și pe ăla? Cozonacul la... îl hidratezi și după aia îl prăjești. Domnul, da, Peneș nu s-a uitat la rubrica asta, nu? Nu, nu, nu. Că dacă sau se uita, trebuia să aibă... Smurdu. Asta trebuia asta să aibă un loc, ori pe aici, ori pe... Da, pentru că, într-un fel, știi cum e vorba lui Ilan Laufer, pentru undeva trebuie să... Părțitoare, a zis. Dacă ai uitat cu pentru... Nu n-am uitat, dar m-am gândit că pentru cei care n-au văzut să zic purțitoare din senin, e cam ciudat. Da, poate e din senin, că n-am zis noi. Ia, câți ani are fita? Ia. 17, dar n-am fii mea cât are? 3. Da. În viața mea n-am auzit de nația de purțitoare. N-am auzit. Păi da, dar medicina avansează. Asta înseamnă că s-a inventat gânditorul. Gânditorul, tu realizezi, doamne, trebuia să mai trimite copii la școală. Asta purțitoare au scos-o acum de jumătate, da, nu n-am? N-au scos, au băgat-o. Stimatele spectatori, formația vocală instrumentală Mandinga! Bună! Noi suntem bine! Bună, bună. Suntem chiar bine! Cine este foarte bine? Bucuram să vă... Ori tu ești prea îmbrăcat, ori tu ești prea dezbrăcată, cineva... Eu sunt prea... Contrastelor. Da, este zona contrastelor. Tu ești... Cum e vremea afară? Cum e vremea afară? Tu cum percepi vremea de afară? Cum simți? Așa vorbeam cu Barbara acum, că zicea, ce cu vremea asta? Ieri era soare și acum... Și voi ați venit îmbrăcați în funcție de orice, adică... Suntem all season. All season. Am înțeles că ați venit la noi cu o problemă... Un nim al muzicienii. Da. Ei au venit la noi cu o mică dorință, ne-au dat telefon și pe sistemul doamna Teo avem și noi o rugăminte, ne-au spus că n-au bani. Și atunci noi i-am invitat în emisiune doar ca să vi arătăm și am zis doar atât. Help! Da. Și tu te-ai prins. Să vă întrebăm de unde, de unde v-ați inspirat, cred că nu e greu. De la cei de la Horeca. Da, e greu să ne dăm seama. De la artiști în general. Vă s-a făcut asociația muzicienilor și a celor de la Horeca și a ieșit această piesă. Da, s-a făcut acest timp. De fapt, Tudor de la Fly Project a simțit momentul și a zis, bă, vă trebuie, mă uit la voi, parcă sunteți nemâncați un pic, vă dau o piesă care este extraordinară, No Tengo Dinero. Și a zis, bă, ce tare! Dar cred că la tine se uita când... Exact! Da, te știu pe tine, de când te știu, tu așa ești. Voi ce așteptați de la piesa asta? Adică vă așteptați să Tengo Dinero? Adică să Dinero? Să faceți dinero pe piesa asta cu No Tengo Dinero. De fapt, este o piesă de dragoste. Da, exact. Mesajul aici este dragoste. Adică să uităm de material. Barbara. Da, că de obicei... Da. Se poate face dragoste. Ei, se poate. Ei, mă întrebai ce-a de față cu mine. Lasă să termine. Lasă-mă, dracu. Eu zic că am bancurile cu Radio Erevan. Pe burta goală? Da. Da, adică... normal. Pe burta goală e fără avanuț, nu? Da. Sau nu? Nu, e fără... Fără mandiare. Înseamnă hămesit. Începem. Când e foame? Când e foame. Da? Când e foame. Poți să faci... Adică ți arde de iubit? Poți să iubești? Da, se poate, se poate, se poate. Cu iubirea... Până iubirea, leșin. Da. Dar da, ce facem cu proverbul dragostea după. Trece prin stomac? Așa e. Pe aici trece tot. Se aude cum înghiorțuie mațele. Cântecul vostru despre ce e? Despre dați-mi niște bani ca să pot să mă îndrăgostesc? Nu, uite, o să-ți explice Barbara. Te rogăm. Mesajul este exact opus. Să uităm de material, să uităm de bani, că se poartă acum, să vorbim în piese despre cât de bani am eu, mașinile mișto, nu știu ce, haine, uți, pimpan, dar cred că ce mai important de mereu este iubirea. Să fie sărac și să te iubesc. Bine, dacă se poate combinație cu amândouă, e mai bine. Păi vezi, deci până la urmă s-a dat la stomac. A fi atentă. Două secunde. Dar se poate, se poate. Iubește, da. 40 plus vârstă. Ok. Un milion de euro în cont și să te iubească. Sau 25-30 să rântoc, dar să te iubească. A, răspunsul meu este Alex, iubitul meu. A, șahmat! Era convinsă că te închide, te închide. Câți ani are Alex? Câți ani are Alex? Alex, câți ani are? 34.
33 de fapt. A, și are și bani, de aia se încadrează. Iubirea, iubirea, iubirea. Ce are iubirea cu banul? Explică-ne tu. Doar o întreține. Să-ți explic exact. Atât nu declanșează. O întreține al dracului. Păi nu! Vorbește, mă, că nu după pas că te plătesc. Ia o declanșează. Iubirea vine așa, se declanșează, te ia... Te duște... Am trecut pe lângă domnul Siriac, i-am luat interviu, mi-au tremurat gaibaracele de frică să nu zic vreo tâmpenie și am plecat de acolo la fel de să întoarcă cum am dus. Păi da, dar la domnul Siriac nu te-ai... Adică n-ai umblat și la bujii. La țeava de eșapament la mașina acolo, la dar interviu. Păi zi, frate, de ce nu și... Dar tu de unde știi așa de bine? Ai umblat tu la bujii? Eu n-am umblat că sunt aici, nu e. Dar dacă o găsesc pe una aia, ca lumea așa, care are o companie de mașini, ia-ți un flangigler. Dacă de faliment brusc, ce faci? Cine? Dacă devine pârlit, ce înseamnă pârlit? Pârlit e sărac. Bravo! 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 Deci, amestit nu știe. Pârlit, da, se vede că e româncă. Bravo. Să hai să ne luăm instrumentele. Hai. Că vorbim de jigler. Păi da, formația vocală instrumentală care are scule. Ce? Multe. Păi, că câte, e plin de scule în platou. Fiecare cu scula lui. Câte scule avem? Una, două, acum trei, trei. Trei. Și numărăm sculele. Din ce, din ce mai puțin? Tu... Din ce în ce mai puțin? Din ce mai puțin? Tu nu la instrument? Doar cu voce azi? Aha, bun. Nu e. Bravo. E și noi cu dansul. Că da. De-aia ne-am adunat. Hai să cântăm. Zic, no tengo dinero, noi nu suntem cu ei. Ne pare rău. La revedere! La revedere!